Salut, și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, stăci împreună cu pisica. Bună! Și cu Focaru. Salut! Și astăzi avem cel mai special episod pentru voi, pentru că avem o nouă mașină gratuită oferită de cei de la Rockstar și o să vă învăț cum puteți să vă luați gratuit, pentru că ea costă și bani pe magazin dacă vrei. Dar înainte de asta, vreau să vă întreb câte like-uri vreți voi să strângem la episodul de azi. Ia spuneți-mi așa la urechi, 17... la urechi. Bine. Ia. 17.000 de like-uri? Wow, 17.000. 18.000 de like-uri. 18.000 de like-uri. Bine, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 18.000 de like-uri la acest episod. Și, în afară de chestia asta, avem și ceva super mega special, dar asta o să aflați un piculeț mai târziu, da? Am achiziționat aici noua mașină de polit, bine, nu e mașina asta. De fapt, este o mașină pe care ți-o poți cumpăra dacă vrei cu bani, te duci la Southern San Andreas și se numește BF Weevil. Aici era altă mașină înainte, una mai micuță decât asta, au scos-o total, aia care a fost gratuită, au băgat-o pe asta, asta e ca un Volkswagen Beetle, de la vechi. Și ți-o poți cumpăra dacă vrei cu bani, 870 de dolari, cu banii jos, sau poți să faci misiunile de DJ. Când intri pe o sesiune, îți apar niște misiuni, în dreapta jos, te sună cineva. Trebuie să faci misiunile de DJ, sunt în total 6 misiuni, dacă nu mă înșel. Și după ce ai terminat o misiune, trebuie să aștepți 8 ore sau ceva de genul ăsta ca să-ți vină următoarea misiune. Durează, dar dacă vrei să le faci, vei primi o variantă specială a acestei mașini. Ok? Un piculeț mai modificată. Din păcate, noi nu le-am făcut aceste misiuni, astfel încât mașina am cumpărat-o cu bani, dar v-am spus, puteți să vă luați gratuit dacă vreți și dacă aveți răbdare să stați cele 8 ore după fiecare misiune ca să puteți să faceți, știi, să farmați misiunile. Bun, hai să mergem să... De fapt, stai mă, că o sun la mecanic acum, o secundă să sun la mecanic. Hai să vedem cum se tunează și toate astea, că sunt foarte curios, după care vom merge la submarin, avem niște afaceri neterminate acolo. Ia să vedem, noi am pus mașina aici, Weevil. Și da, poate o să vă învăț și cum să faceți rost de o mașină de poliție fără să... Deci, practic, nezgâriată, neumblată, fără să vă urmărească poliția. Deci, o să vă învăț și chestia asta în episodul acesta. Bă, mi se pare superbă mașinuța asta. Sunt curios cum se tunează, pentru că eu tare cred că o să tuneze super bine. Deci, eu așa zic. Vin! Bă, arată super! Chiar arată bine rău de tot! Ia uite pe pisica roz! Focare, tu ce culoare ți-ai ales? Eu mi-am ales negru. O, e mai sumbru, așa. Da. Hai să vedem. Băi, stai, unde ești, Focare? Nu ți-ai luat mașina? Sunt pe mecanic, că trebuie să mă duc la departare. Ok. Hai că noi mergem la tuning deja. Da, mergeți că vin și eu. Îi dăm așa, stai așa. Nu mă țin frânele. Nu te țin frânele? Bă, dar eu nu știu dacă pot să ies pe aici. Pe unde mă bagă Waze-ul ăsta? Pe unde mă bagă? Poți? Gata, am ieșit, da. E ok. Bă, arată genial mașina. Deci, sincer, E blăniță de urs. Chiar și dacă trebuie să dai 800 de mii pe ea, chiar și atunci mi se pare că merită banii. Bine, mie și întotdeauna mi-au plăcut mașinuțele astea mici, dar... Bă, dacă poți să-ți iei gratuit, normal, de ce nu? Dacă te joci în fiecare zi... Exact, dacă te joci în fiecare zi și vrei să faci misiune de DJ, ți-o poți lua gratuit și îți dă o versiune special customizată a tipului ăla, a DJ-ului ăluia. Bun, hai să vedem cum se tunează. Punem niște armură, punem niște break-uri, punem și focarul să-și o tuneze. Bă, ai multe de tunat la ea, wow! Bun, mă gândeam eu că se tunează bine. Wow, câte ai de tunat la ea și cum poți să-ți o faci. Poți să-mi o fac ca un fel de dune buggy sau aș putea să-mi o lungesc în față, dar eu cred că mi-aș lungi o mai degrabă în față. Hai să vedem cum ar fi lungită mai întâi. Mamă, cum îi faci la spate motorul? Doamne ferește! Wow, tăticule, nu mă așteptam la chestia asta, sincer, nu mă așteptam. Cât de bine arată! E superbă, dar stai că nu știu cum să o fac. Engine exhaust, hai să vedem țevile de eșapament, cred că pe asta le poți... Eu, te poți să faci una mare într-o parte sau una... Bă, una uriașă pe mijloc! O să pun lopată pe ea! Îți dai seama că mi-o pun așa pe mijloc, nu? Da, cu floricele și chiar. Ce arată absolut ridicol. Absolut ridicol arată. Mamă, cât te poți să faci la faruri? Nu cred! Poți să-i scoți farurile de tot! Poți să-i scoți bucata din far... What?
Frate, ce se întâmplă cu mașina asta? Cum poți să-ți o faci? Nu cred. Păi așa mi-o fac. E nebunie. E nebunie cu mașina asta. Nebunie mare. Mamă, nu cred. Vai, deci asta e cea mai tare mașină de tunat ever. O fac cred cea că... mai dubioasă. Și mi-am pus, lol, poți să spui lopată pe aia? Hai că nu-mi pun lopată, că parcă îi stric aspectul. Băi, tăticule, nu cred așa ceva, cât de bine poate să arate. Hai să vedem ceva culori. Da, și stați pe fază dacă vreți să aflați cum puteți să faceți o mașină de poliție neprinsă de poliție, nezgâriată, nenimic, da? O să vă arăt. Bun, hai să vedem noi aici, luăm un red livery. Bun. O, ți-o faci cu flăcări, ia uite-mă. Spate. E prea mișto, mă. Mamă, câte culori poți să pui pe ea. Mamă, dar tu vezi că are roțile strâmbe. Are roțile strâmbe? A, eu n-am lăsat-o în jos încă. Poți să o faci cu roți de-alea strâmbe? Da. O, păi e bine, mă. Stai cam ciudat cu, cu toate culorile, așa e nebunie. Nebunie de culori, dar nu știu dacă să-mi pun pe atât de multe nebunii. Că parcă n-aș vrea. Să o fac așa? Hai că o fac cu niște flăcări totuși. Plate-ul să-l facem un negru ca să nu se vadă prea mult. Primary color. Negru cu roșu? Ar merge? Ar merge. Dar... hai să vedem secondary color mai degrabă. Ăsta ar trebui să fie un negru. Ăla e un wine red. Îmi trebuie un negru. Uite așa ar fi. Uite așa ar fi. Blană. Și acum am un roll cage. Mamă, roll cage cum arată livery-urile astea. Hai să punem, că poate ne răsturnăm. Roof? Câte chestii ai și la acoperiș, mă, frate, deci... nu știu, mă lasă mască chestia asta, pentru că... îți iei un supercar care te costă o grămadă de bani și nu-ți dă atât de multe chestii să tunezi, nici pe departe. Și îți iei mașinuța asta mică, pe care poți să-ți o iei și gratuit, păi și îți dă toate nebuniile pe ea. Spoiler pe spate. Fii atent că poți să-i pui de... asta-i de aia de avion deja. Dar nu ea și pune de ăla, ea și pune de ăsta, uite așa. Uite așa pe negru. Suspensia. Oh my god, cum poți să o faci? Nu cred. Deci nu te cred așa ceva. E mașina mea preferată în momentul de față. Și n-am să-i schimb jantele, pentru că parcă îi strică aspectul ăsta de retro. Tires, design. Ce frumoasă Windows. Parcă n-aș face fumurii. Aș vrea să mă văd înăuntru. Gata, m-am terminat-o și eu. Eu acum o termin. Ia. Bă, ce mișto e, nu cred. Ce zici, fizică? Baaa! Scuză-mă. El zgâria mașina. Da, la mine nu se vede, la mine la, nu s-a văzut că ți-am zgâriat, adică nu văd nicio zgârietură pe ea. Aia e broscuță. Arată foarte bine. Foarte, foarte bine, dar vezi la mine, arată ca un fel de hot rod. Ia să văd. Bă, dar cât de bine arată, mă, frate! Gata, am terminat-o și eu. Eu sunt șocat, adică sunt efectiv șocat cât de bine arată. Ia uite, bă, și-a făcut o explorer mode, așa, e pe aventură. Focarul e pe aventură mode. Aoleu, stai. Wow, ce tare e! Aaa, pisică, ce tare! Pisică simpatică. Pisică, ia vină cu acest țără, ce tare e. Aaa, ce tare. Nu! M-a călcat! Ieși afară! Ieși afară din mașină. Hai să-i dăm și o tură cu ea, să vedem cum e, că na. Hai. Ia. Oh, bă, merge bine. E pe driftane, ia uite cum se duce. Ce pornește, oho. E pe driftane așa dacă e să fie. Ia ce merge. Ia vezi că e cam pe driftane așa mașina. Bine, ce-i drept, dacă îți puneai, uite cum și-a pus focarul, de exemplu, suspensiile în sus, cred că ți-o poți face de munte. Gen să poți să mergi cu ea pe munte și astea lejer. Eu mi-am făcut-o de stradă. Adică a mea e așa mai... plus că e lipită de pământ. Hai, că am înțeles. Plec. Hai că am înțeles, am intrat direct în copacul ăla. Dacă mă uit în spate când merg, e bine. Ajutor? E ok. Ești bine? Da. Ok. Bun, hai să vă arăt cum puteți să faceți rost de o mașină de poliție. Fără să se întâmple nimic, ok? Fiți atenți, voi nu trebuie să trageți în poliție sau ceva, da? Doar eu fac toată treaba. Ca să se vadă că e dintr-o singură persoană, o singură persoană poate să facă chestia asta fără nicio problemă, da?
Asta e challenge-ul, să faci rost de o mașină de poliție, să nu fie zgâriată, împușcată, nimic. Ok? Bun, hai să vedem. Aveți nevoie de bribe authorities ăsta. Hai să vedem dacă mi-l dă. Mi-l dă. Bun, costă 15.000 de dolari. Deci practic aș cum ai fi dat 15.000 de dolari pe mașina de poliție. Cam atât te costă toată șmecheria aceasta. Important este să nu-ți vină mai multe, că dacă-ți vin mai multe, riști să se împuște între ei și să-ți strice mașina. Și acum trebuie să te duci lângă unul de ăsta, să-i aștepți să iasă din mașină, ok? Îi aștepți să iasă din mașină, îl puși pe unul, îl puși pe unul, te duci așa, abilities, pregătești abilitatea și ai dat așa și gata. Toată lumea te lasă în pace. Ia, salut băieți, salut! GG, faceți o treabă foarte bună, să știți. Ce? Alo? Nu știu de ce s-au dat jos din mașină. Vor să meargă la cafea, vor să meargă la cafea. Mașina asta? Păi că calcă mașina de pe stradă! Ce? De ce s-au dat jos din mașină, nu știu. Dar... Lul, ce... De... Care-i faza? De ce fac ei chestia asta? Domnul polițist, ce-ați făcut, ia, fii atent, domnii? Ia, fii atent. Ia, s-a pus acolo și nu se pune la volan. Vai. Da, deci așa puteți să faceți jos de mașină și așa aveam mașina de poliție. Asta am făcut ca să am... Gata, m-am urcat lângă... Ei, vezi, dacă nu faci ce am zis eu, îți dă stele de poliție și se ia de tine. Eu sunt de-a lor. Adică eu sunt de-a lor. Da. Bă, da, e haos aici. E haos ce e aici. Deci cam așa faci rost de mașina de poliție, în cazul în care vă doriți și voi o astfel de mașină. Și hai să mergem până la submarin. De fapt, știi ce? Voi nu știu dacă aveți nevoie să mergeți, ci aveți nevoie să fiți în SecuroServe mai degrabă. Da, trebuie să ne dai invite. Să intrați în SecuroServe, asta e tot ce vă cer și n-aveți nevoie de mai mult de atât. Asta e să vedem unei submarinul meu. O, într-o parte, un piculeț într-o parte. Păi hai că mă duc cu mașina până acolo, stai așa. Mergem puțin cu mașinuța. Să ne mai plimbăm și noi cu mașina asta dacă e vorba de așa, că până la urmă e mașină nouă. Abia lansată, corect. Și frate, având în vedere că-ți pus la mașina asta gratis, bine... Ce-i drept, gratis este doar mașina dacă îți faci misiunile, dar nu și tuning-ul. Și de foarte multe ori, nu știu dacă ați realizat chestia asta, când faceți tuning-ul ăla, zicea, am bag și de ăsta, am bag și de ăsta, bă, și când le aduni pe toate să vezi cât te-a costat, poate să te coste mai mult decât mașina, poate să te coste 1 milion, 2 milioane tuning-ul. Pentru că se adună chestiile și sunt foarte scumpe unele dintre ele. Așa că fiți foarte atenți când vă faceți tuning-ul, cât de mult dați cu adevărat pe mașină. O să coste. O să coste mult. Dar asta chiar merită. Deci mașina asta chiar merită și chiar mă bucur că o am în colecție și că, na. Dar dacă nu vreți să faceți misiune, puteți să faceți ca mine. Dacă vreți să vă farmați bani mai degrabă și să vă luați așa, puteți să faceți și chestia asta. Nu sunteți obligați să faceți misiunile de la DJ. Dar, da, poate să facem și câteva dintre misiunile de la DJ în unele episoade, doar că sunt foarte greu de prins. Adică gândiți-vă că eu am avut o misiune de genul ăsta înainte să înceapă episodul și chiar am zis, bă, ar fi interesant dacă aș putea să arăt și misiunea pe videoclip. Și a dispărut. Adică dacă nu accepti instant, a dispărut. Și pe aia trebuie să aștepți 8 ore să-ți apară din nou. Adică, da, nu știu ce să zic, dar da. Aici o să trebuiască să-mi suni un elicopter. Abilities, buzzard, așa că mi l-a dat într-o parte pe aici pe undeva. Mașina asta pe care mi-am făcut-o eu cu siguranță nu este pentru off-road. Alunecă rău de tot. Da, așa mi-a alunecat. Cred că al focarul merge bine pe off-road. A mea, da. Așa cred, că și-a pus roțile alea ca lumea. Ia, hai că vine și focarul. Hai focare, că te aștept și pe tine dacă tot ați venit aici. Ia să-l vedem. Ia focare, hai. Hai de sus. Cu tot cu mașină. Da, cu tot cu mașină. Da, cu tot cu mașină, da. Bă, sincer e micuță, adică... Și și-a pus, fii atent, mă, că și-a pus eleronul ăla pe spate. A zis, bă, poate-mi iau zbor așa puțin. Poate am nevoie să... Pentru, da. Pentru aderență. Pentru aderență, da. Îl încetinește. Eu l-am întrecut pe el. Bă, să știi că... Dar te ține și mai bine pe drum. Să știi că înainte nu mă gândeam la faptul că tuning-ul vizual de pe GTA ar avea vreo relevanță în performanța mașinii, dar să știi că are. Adică am observat că dacă spui cauciucuri de stradă, pe stradă vei fi mai ca lumea,
pe când pe off-road vei fi nasol, adică vei merge super nasol dacă ai cauciucuri de stradă pe off-road. Și chiar ține cont de chestia asta. Nu credeam prima dată când am auzit, dar chiar ține cont de chestia asta. Sper să nu se lăguiască asta iarăși. Nu cred. Momentan e ok, suntem aici. Că știți voi, îmi pleacă de sub picioare dintr-o dată și... Da. Gata? Am dat o enter cu toată lumea ca să nu mai trebuiască să știe. Ok. Așa. Bun, hai să vedem. A, și apropo, o să vină și Mihai, o să vină și Remus, poate o să vină și Luca, dar fiecare când are timp, pentru că până la urmă, noi când facem episoadele de GTA, ne jucăm în mare parte cu cine are timp în momentul respectiv să filmeze. Știi? Da. Și dacă au și ei timp la momentul respectiv, filmăm și cu ei, știi? Dar fiecare cum are timp și după programul fiecăruia. Așa că o să mai vină și ei, că știu că ați mai întrebat, dar în alt episod. Bun, hai să vedem. Avem aici așa, aș face un approach vehicle aș face. Hai să vedem ce n-am văzut până acum. Boat patrol boat. Hai să-l facem pe ăsta, patrol boat. Go to Meriwether HQ. Deci trebuie să ajungem la Meriwether HQ. Sper că elicopterul meu încă este aici. Doamne ajută. Pentru că alt elicopter nu avem. O luăm un not. A, e pe partea cealaltă. A, e că-l văd, îl văd. Nu e de... A, ba da, e de parte. Ia, uitați-vă la mine. Uite pe pisica, merge pe laterală. Și eu care m-am băgat în apă, dar vezi că pe aici nu mai poți să mergi. A, ba da. A, ba da, poți. Ia, uite, bă, ce țeacă mi-am luat. Ce țeacă mi-am luat. Nu mi-am udat pijamaua. Dă-te focare, că o să încercăm să facem roze în patrol boat. Hai. Pentru că avem nevoie de unul. Vreau să mai facem, o să mai facem heist-ul ăla încă o dată, pentru că sunt niște chestii pe care nu le-am văzut încă și aș vrea să le vedem și pe alea. Nu acum, bineînțeles, dar trebuie să facem prepurile până atunci. Și plus că prepurile astea nici nu le-am văzut. Așa că sunt misiuni complet noi. Deci trebuie să mergem la Meriwether HQ și ăștia ce care avea ceva? Cred? Habar n-am. Hai să vedem. Nici nu știu, ori barcă, ori submarina, nu știu, submarina avem deja. Deci mă gândesc că barcă ar trebui, da? Barcă ar trebui, da. Hai să vedem ce ne dau ăștia aici. E bine că e aproape și nu trebuie să stăm foarte mult. Da. Ia. Intru cu ăsta aici, la băieți? Nu știu. Ok, asta n-a fost o idee super. Hai să ne dăm jos, zic că n-a. Nu prea încătăm pe poartă. Așa. Luați-vă, bă, e o figurină aici pe care ți-o poți lua. Deci, hop, figure collected. Da, deci luați-vă, scoateți-vă armele, că nu știu cine așteaptă. Ah, da, figure collected. Vedeți vreunul, văd mașini de la Meriwether. Îi văd pe băieți. Da, asta ia eu acum. Vedeți că au dat alarma. Trebuie să deschidem ceva gate. Oh, nu, aproape am murit. Disable the security panels. Hai să-mi dau snack-uri. Snacks. Ok. Să mă pun într-o colț ca să pot să dau după ei. Disable the security panels. Sunt două paneluri pe care trebuie să le dezactivăm. Unul care e în zona aici din ce văd. Ok, încerc. Oh my god. Băi, e plindă de ăștia. Bine, ce ne așteptam? Ne-am zis la ei în bază până la urmă, dar... Da. Snacks, bagă niște snack-uri multe, bagă body armor, mai am? Ha, mă, cam, super heavy armor, gat. Voi oferiți-mi covering fire, cum se zice. Da. Acoperiți-mă! Stai să duc o cu pătura! Dezactivează-l. Gata? Ha, mă. Gata? Da. Gata. Unul a fost dezactivat. Asta e calculatorul, asta e. Ia mă, ce se întâmplă când ai de asta? Să deschid porțile. Aaa. Gata? Și avem barca. Opa, și barca. Avem barca. Barca unde? Acolo jos. E chiar o barcă. Și acum... Să sărim direct în barcă. Hai că sărim dacă e. Boom. A sărit cap. Bă, stai mă că are de aia la spate să tragi, lul. Hai, dai, că nu știu, la mine n-am mers. Pe unde? Prin față? Da. Da, dai. Că la mine n-am mers să iau, nu știu de ce. Să-mi zice și mie pe unde să iau. Take out the Meriwether helicopters, ok. Deci fii pregătit, focare, da? Ești pregătit? Da, numai să-i văd.
Că nu, nu pe sus, uite-i. Bă, dar au de alea de armată. Au de alea de armată, e... Aici, în stânga, în stânga nu pot, ba, 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 ba. Trage la elicea din spate, că se duce repede jos dacă îi dai acolo. E un punct slab. Cer să-i dau pilotul jos, dar... Bă, cum vine ăsta pe noi? Mamă! Era să intre direct în parcă, nu, ăsta e nebunit? Body armor, super heavy. Ce pensi că unde e invers? Tot acolo e. E bine unde te duci, nu? Ba nu, ți-a pus alt punct. Ok, deci nu la submarin, aparent în altă parte, dar cine avea să știe. Mamă, frate, ce misiune nebună a fost asta, pe bune de nu. Da. Încă să mai aude alarma la ăștia. Gata, pot să-mi scot pistolul să stau liniștit. Ia să... Hai că mă pun la chestia asta. Da, n-ai range în sus. Nu prea, nu prea, și nici în laterale nu prea se pune ca lumea. Nu mă, nu mă jos dacă vin bărcile. Dar e ca lumea barca, adică n-am ce să zic despre. E mișto. E Caterinca. Ce zici, pisica, cum te mergi? A, nu, 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 nu cred, nu. Nu. Nu, și stai să... A, de fapt, da, ai, ai ceva de mers. Deci stai liniștită că ai de mers. Hai că am ajuns după un an. No. Grămada dura, frate, să să ducem barca asta, dar într-un final. Ma, și ne-a lăsat în apă. Ne-a lăsat în apă. Nu e nicio problemă, că suntem aproape de mal. Nu, hai măcar nu ne-a lăsat în apă. Ne-a lăsat la aeroport. Pe tine nu te-a lăsat în apă. Pe noi ne-a lăsat fix unde pe acolo. Noi, da. Serios? Da. Da. Dar e un apus foarte drăguț să terminăm episodul aici. Acesta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa.